Bună ziua și bine v-am găsit, suntem pe data de 8 august 2021 și începând de astăzi schimb tratamentul la albine. Adică în ce constă că schimb eu tratamentul la albinuță? Înseamnă că trecem la următoarea etapă care o fac eu acum de a schimba uleiul, rețeta de uleiuri esențiale care vine dat la albine. Acesta constă în rețeta numărul 5, constă astfel în TA3, care o, în contact cu varoa, o extermină și pe varoa, plus că este împotriva mucegaiurilor, fungilor și așa mai departe. După aia trecem la Wintergreen, care este foarte bun pentru nosema. Este o rețetă pentru nosema. Nu e mare lucru de făcut. Și după aia avem lemongrass, care ce face oare? Lemongrass-ul, care este un stimulator foarte bun pentru albine și pentru matcă, care iar e un lucru foarte bun în perioada aceasta, fiindcă acum știm că măcile și cam reduc ponta și atunci noi venim cu lemongrass-ul ăsta, adică eu și cei care mai folosesc uleiuri esențiale vor folosi rețeta 5 în această perioadă pentru a menține ponta. Trebuie menționat lucru ca nu cumva să dați acest sirop la pungi sau la hrănitoare, că se face dita mai furtișagul. Folosiți doar sticluțe din astea sau de alt tip, dar să fie sticluță. Dar să fie sticluțe sau borcane cu găuri date, stați să vă arăt. Miroase foarte puternic acest sirop datorită lemongrass-ului, care este atractant. Iată, dați cu un bol din ăsta găuri la borcane, la capac. Asta se va, așa. Iată, vedeți, așa arată. E un bold. Așa să fie gaura, dați 3, 4, 5, eu folosesc 5. Am folosit și 3, dar merg pe 5. Așa. Ce mai e de zis? Azi am făcut testul pentru varoa. Eu încă n-am văzut anul ăsta varoa. Sper să nici nu văd, chiar nu mă interesează să văd varoa. Probabil o să văd la tratamentul chimic, care îl voi face în luna octombrie, fiindcă în luna aceasta văd că nu este nevoie. Dacă aveți întrebări legat cu schema de tratament, să spunem așa. Eu anul acesta am făcut în felul următor. În primăvară am început cu oxalic și cu ulei esențial, cu tratamentul acesta. Și după care am tot continuat cu oxalic. Oxalicul acela pe benz cu glicerina, care are valabilitate de 6 săptămâni, nu contaminează mierea. La fel și siropul acesta care îl dau nu contaminează mierea, fiindcă are 1 kg de miere și 10 litri de apă.
dar e în prealabil, așa fiindcă eu umplu găleata asta cu apă, pun un kilogram de miere, amestec, după care adaug ulei esențial. Dar mai trebuie să menționez un lucru, că anul acesta față de anii trecuți am folosit și ceaiul de pelin. Ceaiul de pelin care îl bag în acest sirop. Dar cât ceai de pelin bag la 10 litri de apă, dar tot așa trebuie luat găleata aceasta, umplu cu apă și adaug ceaiul de pelin. Deci vine 20 de mililitri de ceai de pelin, pe care se poate face în felul următor. Puneți un litru de apă pe foc, lăsați să fiarbă, după ce fierbe apa, adăugați 7 grame de pelin uscat. Eu am cumpărat de la o farmacie ceai de pelin. Ceai de pelin și a fost foarte bine. Așa. Și acest sirop cu un kilogram de miere îl puteți prepara tot anul. Încă ceva ce trebuie notat este că eu dau așa la sticluțile astea mici, dar voi puteți folosi sticle mari de 2 litri sau puteți folosi borcane mari de 3 litri care încap în caturi și puteți umple acel borcan și timp de 2-3 săptămâni nu mai trebuie să le reumpleți. Asta pentru o stupină care, știu eu, practică pastoral sau în pastoral mai greu, fiindcă am văzut anumiți apicultori că nu poate să n-au loc nici pentru caturile de miere, dar apoi să mai pună și un borcan să ocupe un cat, e mai greu acolo. Dar când revii pe vatră, uite, în perioada aceasta se poate folosi acest sirop foarte simplu. Albina are nevoie de apă și luând această apă din sticluțe va crește puietul și acel puiet e tratat cu ulei esențial. Destul de simplu. Iată, ziua este foarte cald și noaptea totuși este răcoare. Am văzut că activitatea albinelor la Urdiniș a scăzut foarte mult. Deci clar albina se pregătește pentru iarna. Bun, eu cam atât am vrut să vă zic în privința schimbării tratamentului, deci rețeta numărul 5, dar în felul următor este rețeta numărul 5, deci 4 ml TA3, 4 ml Wintergreen și 3 ml lemongrass. Eu dau 3 ml pentru a activa creșterea de puiet. Acest ulei esențial se ia și se bagă într-un blender să aibă cuba de sticlă și să-l folosiți numai pentru așa ceva. Băgați 300 de ml de apă, după care pe rând adăugați aceste uleiuri esențiale, dați la blender 5 minute, după care mai adăugați 700 de ml de apă, mai dați la blender 1 minut și e gata mixura.
După ce e gata mixura și aveți și ceaiul de pe linie, eu vi recomand să-l folosiți. După ce e gata, umpleți o găleată cu apă, adăugați 1 kg de mere, amestecați bine. Eu folosesc 250 ml de mixură din uleiuri esențiale, adăugați și 20 ml de ceai de pelin, după care veniți la stuc și adăugați frumos la albinuțe, în sticluțe sau în borcane, cum considerați dumneavoastră. Aici am o colonie care n-a luat, dar e o matră care s-a împerecheat cu câteva zile, încă nu are mult puiet larvar. Bun, cam atât am vrut să vă prezint. Până data viitoare, numai bine!